Bine, bine ne regăsim, prieteni. 10 octombrie 2021, zi de toamnă, de duminică, obișnuită și semi-înfrigurată, ploioasă, umedă, cum vreți voi, înnorată și așa mai departe. Sunt aici pentru voi cu un nou pachetel. Nu pierdem foarte multă vreme, vă dau pronosticurile imediat. Primele 4 meciuri de pe biletul de astăzi încep la 15. Așadar, nu mai stăm pe gânduri. Cotă totală, mai micuță astăzi, 585, format biletul din 12 evenimente. Like la acest video, vă rog, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea și haide să le enumerăm repede. Portugalia, Liga Portugal 2, Mafra în duel cu Casa Pia 2, solist. Belarus, prima ligă, Baranovici versus Krumkachi, 3 plus. Se vor înscrie minimum 3 goluri în meci. Belarus, prima ligă, de asemenea, încă o dată, pentru duelul dintre Orșa și Shakhtar Petrikov. 2 solist câștigă Petrikov. Mergem pe victoria oaspeților. Mergem și în Finlanda, Ikonen, de acolo luăm mai întâi duelul dintre PK35 și Musa, nu mai stăm să dezlegăm inițialele, 1 solist câștigă gazdele, câștigă PK35. Tot în Scandinavia se mai întâmplă și meciul nostru de pe biletul de astăzi din Danemarca, divizia secundă, Tistel versus FA 2000. Nici aici nu ne bate în cap, o să mai dezlegăm ce înseamnă F și A. Tistel versus FA 2000, mă rog, Tistel se pronunță, se scrie Tisted. Tistel versus FA 2000 câștigă gazdele. 1 solist câștigă Tistel sau Tisted. Haideți și în Olanda, Erste Divisie, Den Haag sau Haag, așa cum se scrie, versus Den Bosch câștigă gazdele. 1 solist și aici câștigă Den Haag sau, mă rog, Haag, cum veți găsi echipa în aplicații. Avem și calificări pentru campionatul mondial 2022. Nu vă impacientați. Avem mai întâi Columbia versus Brazilia. GG din partea mea. Ambele echipe vor marca. Columbia versus Brazilia. GG. Sper că ați notat ușor și mergem mai departe cu niște Germania. Regionalliga Nord. St. Pauli 2 sau Sankt Pauli 2 versus Weihe, 2 solist câștigă oaspeții, câștigă Weihe. Finlanda, Ikonen, încă o dată pe biletul de astăzi, KPV Kokkola versus Mikkelin Paloiliat, GG din partea mea, ambele echipe vor marca, atât KPV Kokkola cât și Mikkelin, mergem pe ambele echipe marchează. Avem și niște Polonia, divizia 1 în biletul cu cotă totală micuță de astăzi, o cotă totală micuță de 585, hai că nu e rău deloc. Widzew Łódź sau Lodz, cum veți găsi echipa în aplicații, Widzew Łódź versus GKS Jastrzębie, 1 solist câștigă gazdele, câștigă Widzew Łódź. Încă un pic de Scandinavia, de data asta din Norvegia, divizia secundă, spre final de bilet. Moss versus Senja, 1 solist câștigă gazdele, câștigă Moss. Și închidem biletul cu tot cu niște calificări, nicio calificare, mă iertați. Închidem totuși meciul biletul de astăzi cu o dispută serioasă din UEFA, Liga Națiunilor, venea să zic tot campionatul mondial 2022 calificări. E vorba de UEFA, Liga Națiunilor, acolo se zbate foarte tare acum de la orele 16, Italia cu Belgia. Din partea mea, 3 plus, se vor înscrie minimum 3 goluri în meci. Să sperăm că ne poartă noroc toate meciurile astea, că nu dăm greș cu ele, că îndeplinim cota de 585 totală și că avem parte de un bilet cu toate verzi, câștigător. Dacă vreți alte două bilete la fel de lunguțe, complicățele sau mai puțin complicățele ca ăsta de aici de pe canal pe care eu le ofer strict în grupul meu privat de WhatsApp, vă aștept acolo
Ca de fiecare dată aveți detaliile de acces în descrierea acestui clip. Să fie cu multă baftă, vă las, am săvârșit 5 minute în care să vă transmit meciurile astea, vă las și vouă până la ora 15, ceva minute serioase să vă organizați biletul după bunul plac. Eu vă sfătuiesc să-l jucați cu mize modice, 2 lei, 5 lei, integral, fără să-l mai modificați. Dacă vreți să vă faceți și variante secunde, e alegerea voastră. Baftă, noroc, să vedem ce se întâmplă cu ele.